Bună ziua, 2 aprilie 2024. Am scos de aici pământul. Am mutat și cușca aia acolo. Vom betona aici, facem frumos. Am plouat. Vreme urâtă. Găinile New Hampshire. Celelalte australopă, americană. Californieni. Metisa, Doica, tineret californian, școală din Germania, femeile de uriaș, californian, am la ce spui, patru masculași, aici avem metișii, neamțul californian, mascul și femeile de neu alb, foarte frumos și ei. Aici, Doica. Cei patru prichindei, de uriaș. Vedeți, foarte frumos. Este frig, 13 grade, 15 grade, a plouat foarte mult. Să bătem la californiană cu cei doi pui din neamțul, masculul și o femeie, și doi prichindei dintr-o altă femeie. Dacă le frig, stupăm un pic. Fluctuații foarte mari de temperatură, de la 28 de ieri, azi la 13. Ca se bolnevesc iepuri, răcesc, curge ochiul. Mergem înainte. Ce doi pui de neu cu doi metiși. La Doica, neagră. Acolo două cloște. Coș australorp. Negru și albastru. Documentație, desen foarte bun, promițători, vom vedea la iarnă cum vor fi în toamnă. Linia mea, acolo e masculașa. În apă se levit. Un european cocoș. Marocană, roșu cocos. Uriașa cu prichindei adoptivi. Aici patru uriaș. Bine. Acestea curs ochiul, i-am dat cu un antibiotic unguent. Canamicină. Vom vedea cum va fi mâine. A prins curentul. Vânt foarte mare a fost azi noapte. Alertă. 80 de km la oră. Acolo avem iară 6 prichindei. Într-o femeie ascolo de 97 de puncte. Tata majoritatea puilor. Aici alții 6, 3 mascul, 3 femele din el. Dea Dumnezeu să fie toți ok. Urmează zilele următoare să-i tatuăm. Sunt vaccinați cu biorebit. 5 prichindei, 3 femele cu 2 masculi. O femeie are și tatătăt masculi de la Pauluțiu, de 97 de puncte. A pornit foarte bine. Cocoșa mea australop albastru. Mine de albastru. Aici are și o femeie. 4, 3 masculi cu o femeie. Subte la 2 puieri. Aici altă femeie. Au rămas doar 4, mai era așa lapte, la 2 puiere.
Sunt stoarse, nu mai le dăm, asta e ultima serie. Aici are doi masculi cu o femelă, din masculul de la Wechselberg, din Austria. Tata lor 97 de puncte, mama lor 96,5. Promițătoare și ele. Păi și ei, doi masculi cu o femelă, aici iarăși din altă femelă, dintr-o femelă din Mihai Blaga cu masculul de Wechselberg, de la Ionuț. Două femele cu mascul. Aici alții trei masculi, din femela aia de jos. Tot mascul de la Pauluț. Și ei promițător, urechi mari late. Dacă transmite din urmă, dau pe bunicul lor. Iepuri cu genetică foarte bună. La crescători foarte renumiți, din România, de afară, din Austria, din Germania, din Slovacia, Ungaria. Așa ce oile cum ei, apășunate. Multa cușca acolo pentru a termina aici. Dăm și pantă, scurgere, salca, început să înflorească și de a frunze, tot mai mare. Ține umbre la cuște aici. E mai ce are și o femelă gestantă. Așteptăm puișorile acestea. Așa de ce spui ei, tot cu masculul de la Paulei. Aici alta, din asta n-am niciun pui, iar e gestantă. Prima s-a făcut 3, n-a avut grijă de ei. Sperăm că de data aceasta va avea. În 13, are vreo 11 zile, peste 9 kg, aproape câte 10 kg. Acestea sunt iepurașii mei, undeva la 40 și ceva de pui de uriaș. În total cam 55, 50 ceva, câte 55, vreo 80 de iepuri. Acum și soarele s-a mai încălzit. Da. La soare este bine, la umbră, totuși la rece, 13 grade. Vă doresc o zi bună la toată lumea. Cei care doriți, vă puteți abona la canalul meu, Ferma Daniel Husar. La revedere!